genul programului divertisment. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Este 6 martie și desigur că astăzi avem informații proaspete, revista presei, prieten la matinal și multe alte surprize. Până una alta o facem repede un scurt rezumat al datelor istorice ce s-au petrecut de-a lungul celor 2019 ani în ziua de 6 martie. O să încep chiar cu anul 1853, când opera Traviata de Giuseppe Verdi are premiera la Veneția. Mergem mai departe, 6 martie 1869, Dimitri Mendeleev prezintă prima variantă a tabelului periodic al elementelor Societății Ruse de Chimie. 6 martie 1897 a intrat în vigoare legea repausului în zilele de duminică și sărbători. Potrivit legii, era liberă doar dimineața de duminică și alte 14 sărbători pe an. Și încheiem datele istorice cu 6 martie anul 1948, când a fost înființat Teatrul Alexandru Davila din Pitești. Să vedem așadar și care sunt personalitățile care au marcat data de 6 martie. La 6 martie 1475 s-a născut Michelangelo Buonarroti. A fost alături de Leonardo da Vinci, cel mai important artist în perioada de vârf a Renașterii italiene. Genul său universal este deopotrivă oglindit de pictură, desen, sculptură și arhitectură. A scris și poezii, în special în genul sonetului și a madrigalului. În anul 1549 a fost numit papă, arhitect, șef și constructor al Bazilicii Sfântul Petru, pentru a continua construirea catedralei începută de Bramante. Până la sfârșitul vieții se ocupă mai mult de arhitectură, termină construcția Palatului Farnese, execută planurile pentru sistematizarea pieții Capitolului și pentru cupola Bazilicii Sfântul Petru. Ultimele sale sculpturi tratează din nou tema Pieta pentru Domul din Florența și altele. Michelangelo Buonarroti moare la Roma la 18 februarie 1564, la vârsta de 89 de ani. Conform dorinței artistului, corpul său va fi dus la Florența, unde va fi depus într-o criptă a bisericii Santa Croce. La 6 martie 1920, în județul Bacău, s-a născut Ernest Maftei. A fost actor român, epigramist și adept al mișcării legionare. A devenit unul dintre monștrii sacri ai filmului românesc și unul dintre cei mai populari actori români. Alături de Colea Răutu și alți actori, a înființat Uniunea Cineaștilor din România. În 1995 a devenit membru al Partidului pentru Patrie, alăturându-se camarazilor săi împreună cu care luptase și suferise în închisori. El a fost judecat de comuniști de mai multe ori, însă a fost achitat tot timpul din cauza intervențiilor evreilor salvați de el și care au depus mărturii pentru a-l ajuta. Pentru a scăpa de opresiunile comuniste, preia numele de Irimia Valahul. A participat activ la evenimentele din 21 decembrie 1989, apărând în fața demonstranților cu un steag fără stemă, nedecupat, și a rămas în stradă până la finalizarea evenimentelor. A participat la protestele din iunie și a fost bătut și lăsat inconștient pe malul Dâmboviței, fiind salvat ulterior de un trecător. La 6 martie 1927, în Columbia, s-a născut Gabriel García Márquez. A fost scriitor columbian laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1982, pentru roman și proză scurtă, în care fantasticul și realul sunt combinate într-o lume liniștită de bogată imaginație, reflectând viața și conflictele unui continent. Este cunoscut de către prieteni drept Gabo. Cel mai cunoscut roman al său este un veac de singurătate. Literatura se încadrează în paradigma realismului magic. Vă spunem că și astăzi vom avea parte de vreme frumoasă. Maxima zilei va atinge valoarea de 16 grade, în timp ce minima nopții nu va coborî sub 1 grad Celsius. Și, desigur, avem versurile trimise de domnul Constantin Mândruță cu atâta grijă în fiecare dimineață. Astăzi avem epigramă, se numește Eterna Evă. Mă uit și eu pe coastă și mă bucură ideea, dacă mi se rupe o coastă, rămâne în urma mea femeia. Urmează revista presei.
Și deschidem revista presiei în această dimineață cu cotidianul Argeșul, cu Cioloș l-a strâns de semnături pe Strada Mare. Este principalul titlu de pe prima pagină. Fostul premier Dacian Cioloș a venit ieri în Pitești pentru a susține candidații Alianței USR Plus la alegerile europarlamentare din luna mai. Până să apară șeful, membrii de partid au strâns semnături în centrul orașului, evitându-i pe pensionari. Aveți detalii despre acest subiect în pagina a patra. În pagina a doua aflăm că simularea evaluării naționale bate la ușă cu noutăți. Elevii de clasa a șaptea intră și ei în focuri, la testări pot participa și copiii cu tulburări de scris și de citit. Simularea de la clasa a șaptea, noutate introdusă de ministrul educației Caterina Andronescu, se suprapune cu cea de la clasa a opta și are loc săptămâna viitoare. Sunt așadar 141 de centre de simulare. Vorbește doamna inspector general adjunct despre doamna Mihaela Crișan, despre noutatea apărută în sfera procedurilor de simulări, pentru că este o egalizare a șanselor. Vă spunem așa că dacă bună oară, mergând pe principiul egalizării șanselor, au voie să participe la aceste verificări și alte categorii de elevi cu cerințe educaționale speciale, cum ar fi cei ce suferă de dislexie și disgrafie. Până acum erau luați în calcul doar copiii cu afecțiuni psihomotorii, cu boli psihice sau cu deficiențe grave de vedere. În cazul în care școlile din județ se identifică în baza documentelor medicale și noul gen de candidați cu cerințe educaționale speciale, va fi prezent în sala de examinare, în afara membrilor comisiilor și a profesorilor asistenți și câte un reprezentant al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș. Mai multe detalii despre simularea evaluării naționale care bate la ușă aveți în pagina a doua. Mai aflăm tot din pagina a doua că Femeia este eveniment cultural ce este dedicat, îl dedică cantautorul Ovidiu Scridon o seară de muzică și poezie azi la Biblioteca Județeană Nicu Golescu Argeș, anticipând ziua de 8 martie. Detalii aveți în pagina a doua. Sensibil la tot ce-i frumos, primarul Boțârcă a fost cucerit de o jună. Despre ce este vorba aflați dumneavoastră tot din pagina a doua a cotidianului Argeșul. Și aici mai citim despre faptul că producătorii de roșii pot depune cereri pentru subvenții. Direcția pentru Agricultură Județeană Argeș anunță că sprijinul financiar pentru producătorii de tomate continuă și în anul 2019. Ajutorul de minimis este de 13.991 de lei per beneficiar per an și reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 de euro beneficiar pe an. Valoarea totală a subvenției care se acordă unei întreprinderi nu poate depăși echivalentul în lei a sumei de 15.000 de euro. Mai multe detalii găsiți dumneavoastră în pagina a doua. La capitolul actualitate, din pagina a treia, aflăm că putem fi martorii unui moment istoric. Regele Carol al II-lea va fi înmormântat lângă fiul său, regele Mihai. La sfârșitul acestei săptămâni, mergeți la Curtea de Argeș, veți fi martorii unui eveniment unic, o înmormântare regală, ultima din istoria României. Mai multe detalii găsiți în pagina a treia. Mai aflați că județul Argeș este gazdă a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020. Ei bine, ieri președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a participat la ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, eveniment organizat la Amara, în județul Ialomița. Cu acest prilej s-a făcut o analiză a implementării Programului Operațional Regional 2014-2020 privind depunerile de proiecte în raport cu alocarea pe axe prioritare. Totodată au fost discutate prioritățile de investiții și posibilitatea relocării financiare între acestea. Mai multe detalii
așa cum am spus, deja aveți în pagina a treia. Veste bună, piteșteni, s-au alocat bani pentru strada Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Administrația domeniului public Pitești a inițiat procedurile de achiziție publică pentru desemnarea unui constructor care să reabiliteze strada Barbu Ștefănescu de la Vrancea din zona Negu Vodă, cartierul Nord. Pentru repararea acestei artere de circulație, primăria alocă 331.000 de lei de la buget. Detalii în pagina a treia. Paradox, licitații finalizate, contracte nesemnate pentru a parcurge din vreme procedurile legale privind desemnarea firmelor care vor reabilita drumuri în Pitești, primăria a început licitațiile încă de la debutul anului, iar unele dintre acestea sunt finalizate. La ce bun însă în condițiile în care nu pot fi semnate contractele de execuție? Ce spune, care este poziția primarului Cornel Ionica, aflați din pagina a treia. Mergem mai departe și în pagina a patra, la capitolul politică administrație, puteți citi despre Cioloș, că a fost la strâns de semnături pe strada mare. Mai aflați că mai mulți edili din Argeș scapă de problemele, ar putea scăpa de problemele cu ani. Foarte mulți aleși din Argeș au fost declarați incompatibili sau în conflict de interese de către Agenția Națională de Integritate. Unii și-au pierdut mandatele în urma unor decizii judecătorești, alții au atacat ordinele de demitere și au rămas agățați în funcții. Dar acum problema este pe cale să se rezolve. Astfel, Senatul a hotărât în această săptămână, în calitate de for decizional, ca răspunderea civilă administrativă sau disciplinară pentru fapte privind conflictul de interese sau privind starea de incompatibilitate în cazul persoanelor aflate în exercitarea funcțiilor publice să fie înlăturat dacă s-a depășit termenul general de prescripție de 3 ani. Mai multe detalii avem în pagina a patra. Magazinele statului, se întreabă colegii noștri de la Cotidianul Argeșului, chiar se fac? Guvernul va majora la peste 93 de milioane de lei capitalul social al Casei Române de Comerț Agroalimentar Unirea S.A. Instrumentul prin care, în viziunea ministrului Agriculturii, ar urma să fie înființate magazinele de stat cu produse exclusiv românești la concurență cu hipermarketurile străine. Aflăm că ministerul respectiv a promis că prin noua companie de stat vor fi înființate mai multe platforme de preluare a produselor agricole, dar și o bursă a peștelui și o serie de asociații agricole. Investițiile urmând să atingă 100 de milioane de euro. Mai multe detalii aveți în pagina a patra și tot aici aflați că vom avea teren de fotbal la Hârsești. În pagina 5-a, pagina alocată capitolului social, aflăm că zgomotul poate afecta sănătatea, cum anume și care este suma cu care poate fi amendată o instituție la locul de muncă de către ITM Argeș pentru protecția salariaților, aflați din pagina 5-a. Mai aflați că purtarea centurii de siguranță atunci când sunteți în mașină, când circulați cu un autovehicul, este obligatorie și, mare atenție, canalizarea nu este coș de gunoi. Protejați rețeaua de canalizare și mediul înconjurător. De asemenea, dacă va fi combătută pirateria taxi, toate aceste titluri le puteți citi despre acestea în pagina a 5-a. La capitolul sport aflăm că avem al 7-lea străin la echipa de basket a Piteștiului. Cine este acesta? Citiți în pagina a 6-a. Daniel Oprița le cere jucătorilor mai multă concentrare și pe podium la campionatul național de tenis de masă. Despre ce este vorba aflați dumneavoastră din pagina a 6-a. Ei bine, și avem desigur astăzi și cotidianul Curierul Zilei. Pe prima pagină ne anunță că au fost făcute percheziții pentru fraude informatice. Aveți grijă, cui dați actele de identitate. Este vorba despre grupuri infracționale care promiteau locuri de muncă, dar făceau credite pe numele lor. Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Ploiești și Pitești, sub conducerea procurorilor DIICOT Ploiești, au efectuat ieri 12 percheziții în județul Argeș la locuințele unor persoane bănuite de fraude informatice pentru obținerea de credite online. Mai multe detalii aveți în pagina a treia.
Mergem și noi mai departe, aflați în pagina a doua că roborul este în scădere și se oprește curentul la Dârmănești și, desigur, foarte important, spun eu, despre copii, copilărie și drepturi. Citiți un amplu articol despre legislația României, despre legislația în România privind drepturile copilului în pagina a doua. Mai aflați că am avut delegație din Franța la Mioveni luni, viceprimarul Aurel Costache și directorul Direcției de Asistență Socială din cadrul primăriei orașului Mioveni, Marius Lupu, au primit vizita unei delegații franceze. În cadrul întâlnirii s-au purtat discuții asupra schimburilor de experiență privind politicile de incluziune socială a persoanelor vulnerabile, în special a persoanelor de etnie romă, precum și posibilitatea de a aduce îmbunătățiri prin schimburi de experiență și bune practici. Așadar, punem punct revistei presei din această dimineață și rămâneți cu noi pentru că avem prieteni la matinal. Lexford Castel, un reper pentru învățământul argeșan cu peste 11 ani de experiență, instituția de învățământ acreditată oferă servicii educaționale de cea mai înaltă calitate. Școală primară, grădiniță, after school și summer school. Dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului este în centrul preocupărilor Lexford Castel. Creșterea, socializarea și educația într-un mediu de excelență pentru copilul dumneavoastră este cea mai bună investiție pe care o faceți. Lexford Castel, școală și grădiniță. Învățământ românesc la nivel european. Ne plac sărbătorile care celebrează dragostea, pentru că suntem romantici, incurabili și veșnic îndrăgostiți, noi la Piața Firenze. Iar pentru Valentine's Day și Dragobete, am pregătit cu entuziasm cadouri speciale și personalizate, așa cum v-a obișnuit casa noastră. Februarie este regina sărbătorilor iubirii. Dacă ești îndrăgostit, te așteptăm să-ți propunem cadouri de toate soiurile, romantice, amuzante, practice sau sexy. Piața Firenze face diferența în Pitești. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Întrebări care nu s-au pus. Adevăruri care nu s-au spus. Replici inteligente. Judecăți echilibrate. Valori și non-valori. Exerciții de discernământ. Modele de cultivat. Și de urmat. Nu ratați emisiunea Subiect de presă. Vă propunem o pledoarie pentru jurnalismul responsabil. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Pentru că avem nevoie de poveste ca de aer și de modele ca de pâinea cea de toate zilele, emisiunea Dragă Personaj Principal vi le oferă cu zâmbetul pe buze în fiecare sâmbătă. Deschideți televizorul la ora 11:30 și pregătiți-vă să puneți în operă, împreună cu noi, realitatea la care visați. Se întâmplă numai la Antena 1 Pitești.
adevăruri care nu s-au spus. Replici inteligente. Judecăți echilibrate. Valori și non-valori. Exerciții de discernământ. Modele de cultivat. Și de urmat. Nu ratați emisiunea Subiect de Presă. Vă propunem o pledoarie pentru jurnalismul responsabil. Am revenit și prietenii noștri în această dimineață la matinal. Sunt doamna Cătălina Frântură, președintele clubului Asociației Club Sportiv Spadassini Argeșeni. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație, ne onorează! Vă mulțumim pentru prezență și Mihai Predescu din partea clubului sportiv Steaua București, antrenor. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumim pentru invitație! Așadar, un sport despre care noi la matinal n-am vorbit prea mult. Vorbim despre scrimă. Care este tradiția României în scrimă? Scrima n-a fost întreruptă în România decât între cele două războaie mondiale. Are o tradiție foarte veche. În țara noastră a fost acceptată ca ramură sportivă la începutul secolului al XIX-lea, când a fost introdusă în mediul școlar alături de gimnastică. Din 1840, Gheorghe Asache a introdus Academia Mihăileană din Iași cu materie obligatorie exercițiu de gimnastică, not și scrimă. Am înțeles. Și la Pitești, de unde până unde un astfel de club să înființați? Este un sport pe care eu l-am iubit din copilărie și pentru că n-am reușit să-l practic, n-am avut niciodată în zonă, ba chiar exista principiul în generația mea, fetele nu pleacă de acasă. Mi-am dorit să reușesc asta pentru generația actuală, pentru copiii și tinerii noștri. Am pornit de la zero, nu știam nici gustul pieței, n-am avut niciodată sportul, așa cum am spus, dezvoltat, n-am găsit antrenori, n-am găsit profesori care să fi avut măcar câteva ore de scrimă în Facultatea de Educație Fizică și Sport. Acest lucru ne-a adus și avantaje și dezavantaje. Dezavantajul este financiar, pentru că trebuie să susținem de fiecare dată deplasări, cazări, însă avantajul mare este că a trebuit să ciocănim la cluburi de renume, da? Și am fost sprijiniți. Federația ne-a ajutat, ne-a recomandat cei mai buni sportivi, cei mai buni antrenori pe floretă. Mihai Predescu senior, care a ieșit și anul trecut floretistul anului și este și arbitru internațional. Mihai Predescu junior, fiul acestuia, campion național și care acum se pregătește să participe din nou și național și internațional. Foarte frumos! Cum a venit ca o provocare invitația de a fi antrenor la Spadassini Argeșeni? Da, în primul rând am vrut să pornim foarte bine, am vrut să facem pregătire foarte puternică cu copiii de la bun început, îi ordonăm. M-am bucurat foarte tare să intru în acest proiect și eu spun că facem treabă foarte bună. Doamne ajută, mult succes! Mulțumim frumos! Arteșul are tradiții în scrimă. Laura Badea, care a fost și președinte interimar la Federația de Scrimă, este argeșeancă și campion internațional la floretă. Loredana Dinu are rădăcini în Argeș. Am înțeles că și Ana Maria Brânză s-a căsătorit cu un argeșan, da. Se numește Popescu. Deci, iată! Care sunt, de fapt, nu, câți scrimeri aveți în club în total? În prezent am 53. Am pornit cu 57, am încheiat primul an cu 39, pentru că am avut și pierderi, ca în orice domeniu, cultural sau educațional, nu contează pe sport, se întâmplă și asta, da? Copiii încearcă, poate nu li se potrivește, poate timpul nu le permite, pentru că acum părinții încearcă orice pentru copii și, după cum știm, aleargă cu ei spre diferite domenii să descopere ce li se potrivește mai bine. Deci suntem 53 în prezent și suntem în al doilea an de activitate. În 2 februarie am împlinit un an de activitate și exact pe 2 februarie atunci s-a plecat în cantonament la Bușteni. Foarte frumos! Cum a fost privit de către argeșeni? De regulă se orientează principal fotbal, către fotbal, către basket. Cred că există o selecție și în rândul adulților și în rândul copiilor.
În acest sport vin copii care vor un sport curat, nobil, un sport care se bazează pe inteligență și perspicacitate. Ba chiar discutam în cantonament, părinții s-au întâlnit cu foști colegi de serviciu sau de școală, ceea ce înseamnă că ne unește un ideal comun. Foarte frumoase. Beneficiile, care ar fi beneficiile practicanților de scrimă? Scrima este un sport care dezvoltă atât fizic cât și psihic sportivul. Dezvoltă viteza de reacție și viteza de gândire pe planșă. Copiii devin mult mai ordonați și sunt mult mai responsabili. De exemplu, o să vedeți, devin și mult mai sociabili, pentru că majoritatea exercițiilor se fac pe perechi sau în echipă, se motivează unul pe celălalt, se încurajează din proprie inițiativă. Cum au fost selectați? Avem și mai mari și mai mici? Sunt pe categorii de vârstă? Scrima este sportul care nu pune condiție de vârstă și nici de greutate. Recomandarea federației a fost să începem înscrierile de la 7 ani. Am înțeles. No limit. Să înțeleg, îmi spunea domnul antrenor că trebuie să primească o comandă pentru... Nu? Vă invităm să urmăriți. Să-i vedem în acțiune. Da, o să pornim cu începătorii noștri. Un poziție de gardă, copii. Rebe. Rebe cu Andrei aici și Timea paralel cu Casian. Veniți aici, în față. Așa, față în față. Poziția inițială și salutul. Masca. O să executăm lovituri în toate zonele din distanță mică. O să facem și o paradă și ripostă, tot din distanță mică. Mărim distanța și executăm și cu fandare. Mulțumim frumos, copii. Poziție inițială. Salutul, dați mâinile. Rareș Mihnea și Matei cu Diana. Poziție inițială, salutul. Executăm din distanță mică loviturile. Treapta. Tu. După cum puteți observa, ei au o vestă metalică pe ei. La proba de floret se punctează flancurile, pieptul și spatele. Pe sub acela meu au bluza și pantalonul care este rezistent la... Echipamentul este rezistent la o forță de între 350 și 800 N. Masca între 350 și 1600 de N. Sub costum ei au și o subțirică în cazul băieților de protecție și o carapace de plastic în cazul fetelor. Mărim distanța, executăm și cu fandare.
și stânga. Mulțumesc frumos, copii, poziție inițială. Salutul, dați mâna. Băieții noștri avansați. Salutul. Lovituri din distanță mică. Acum cei din stânga vor încerca să facă și o paradă și ripostă pe toate semnalele pe care vor fi atacați. Riposta va veni drept. Vor para și cei din dreapta acum. Pentru fiecare zonă de lovitură, bineînțeles că există o paradă diferită. Flancurile reprezintă zona de jos a trunchiului, iar pieptul zona de sus. Mărim distanța. Executăm cu fandare lovituri directe. Sportivii sunt învățați întâi să întindă brațul și în funcție de distanța pe care o au atunci trag și piciorul după ei. Brațul este... cu brațul practic pot măsura foarte bine dacă au nevoie să execute și cu piciorul sau nu. Și cei din stânga. Dragoș și Vlad, executați proceteul de batman coupé pe quad și pe sixth. Batman coupé este practic un atac cu bătaie de lamă. Atât în floretă cât și în sabie, acestea sunt arme convenționale. Punctează sportivul care pleacă primul la atac sau care bate ultimul lama considerându-se paradă și ripostă. Sportivul plecând cu bătaie de lamă. Dacă în același timp încearcă să pareze și adversarul, sportivul își păstrează prioritatea, cel care a plecat primul la atac. Cei din dreapta, executați și voi banul în coupé. Foarte bine, tot cu fandare o să facem cei din stânga, Vlad și cu Dragoș. Atac pe toate zonele, paradă și ripostă din dreapta. Ne uităm dacă trebuie să dăm riposta de pe loc sau cu fandare. Și riposta, Vlăduț. Bravo. Ok, și din dreapta să văd acum atacul. Mulțumesc frumos, o să încercăm acum să facem un asalt. Uitați-vă la suprafața dintre noi ca să... Da? Porniți.
observați că sportiviști caută în permanență cel mai scurt drum către lovitură, sunt precauți și își calculează foarte bine distanța. Mulțumesc frumos, copii. Poziție inițială. Salutul, dați mâinile. Matei și Diana, Mihai și cu Rareș. Copiii vor face acum un asalt de ținerea distanței, numim noi, în care practic ei vor para cu distanța. Porniți! În floretă și în sabie, în momentul în care atacatorul pune piciorul din față jos la fandare, la atac, practic, îi se termină prioritatea, iar adversarul are dreptul la lovitură. În cazul în care lovesc amândoi, se punctează adversarul sau sportivul care practic câștigă prioritatea. Mulțumesc, copii, reluăm distanța și facem și un asalt liber. În gardă gata, porniți! Mulțumesc frumos, copii. Poziția inițială, salutul. Dați mâinile. Frumos. Cât de greu se face performanță într-un astfel de sport? Despre performanță vorbim după 3-4 ani de activitate în cadrul clubului, în care ei practic își vor da seama dacă vor merge pe drumul acesta. Trebuie să facă foarte multe sacrificii pentru a vorbi în primul rând de performanță, pornind bineînțeles și de la alimentație, că de ce nu, este un punct foarte important. Trebuie să fie foarte atenți cum își canalizează timpul și timpul de odihnă, timpul pentru pregătire și bineînțeles școala, trebuie să se îmbine armonios toate lucrurile acestea. Cam despre toate lucrurile astea vorbim atunci când vorbim despre performanță. Am înțeles. Există anumite lucruri la care trebuie să renunțe un copil atunci când își dorește să ajungă campion într-un domeniu sportiv? Probabil la mai puțin telefon și calculator, în primul rând. Asta e bine, n-ar fi piedică, n-ar face chiar un... N-ar fi neapărat, dar pe de-o parte și încurajăm cu o mică măsură, deoarece găsesc foarte multe competiții importante pe internet, competiții care îi ajută, le dezvoltă pofta aceea, să spunem, de scrimă. Alte lucruri nu aș putea spune... La care am, eu personal n-am renunțat la foarte, foarte multe lucruri. Am fost doar mai ordonat, să zic așa. Există anumite metode sau cum anume pot, de fapt, părinții să susțină copiii dacă își doresc să facă sport de performanță? Pentru că, desigur, este important, două roluri importante în acest context, le joacă antrenorul, dar și părintele, nu? Și părintele. În luna noiembrie am participat la o competiție la București pentru prima dată. Au fost peste 120 de participanți și, apropo că tot m-ați întrebat, copiii noștri au luat între locul 9 și 25, în condițiile în care nu aveau un an de activitate, au avut curaj, în primul rând, să participe, au văzut ce înseamnă să fii pe planșă, să fii prins cu firul electric.
și au ieșit foarte bine. Acolo participau copii cu vechime între 2 și 8 ani. La un interviu de acolo din competiție, Laura Badea spunea: am constatat că în prezent participă foarte mulți părinți. Da, participă foarte mulți părinți pentru că încurajează nu numai moral, ci și financiar. Înainte, când sportul era altfel organizat și era depindea de organizarea statului din punct de vedere financiar, așa, era mult mai ușor și atunci statul îi lua, îi ducea la competiții cu autocarul, se ocupa de cazări, de mese, de absolut tot ce implica această participare, pe când astăzi, dacă nu există susținerea financiară a părinților, nu facem nimic. Și cu ocazia asta chiar vreau să le mulțumesc părinților care au fost și sunt alături de mine de la început și au înțeles că facem un lucru bun din punct de vedere educațional pentru copiii noștri. Aș vrea să vă întreb, pentru că am omis acest aspect, despre costume. Sunt achiziționate de către părinți? Da. De unde le achiziționează? Bine, nu în sensul de a ne da numele unei companii, vă rugăm să nu ne dați. Da, nici nu putem, voie. Nu este asta important. Costumele pentru începători, cum ați văzut la cei care au prestat la început, sunt de plastic. Floreta are baterie și face un piu la impact ca să îi pregătească pentru concurs când se aprinde becul, da? Și sunt asigurate de clubul nostru. Ulterior, costumele pentru participarea la concurs, care sunt între 350 și 800 de newton, deci prin măști nu trece glonțul, sunt asigurate, achiziționate de părinți prin Federația de Scrimă. Federația de Scrimă are 2 reprezentanți la nivel național, bineînțeles sunt dealeri, da? Se aduc costume din Ungaria și din Germania. Ne-au sprijinit în sensul că ne-au permis să comandăm prin ei, nu au pus adaos comercial, le-am luat la prețurile de dealer și ne-au dat voie să plătim în 3 rate, pentru că sunt destul de scumpe, fiind de mare calitate. Cam cât costă un astfel de costum? Pentru copiii care au până în 14 ani și nu intră la mărimi de adult, se duce costumul la 1300 de lei, cu mască, cu tot, da? Deci absolut tot ce cuprinde. Pentru ceilalți mărimi mari, deja vorbim de legea care s-a schimbat și cere adulților, pentru că ei au mărimi de adulți, să aibă 800 de newton și se duc mai sus, chiar spre 2000 de lei. Am înțeles. Acum aș vrea să ne prezentați un pic și pe domnul antrenor, pe Mihai Predescu, pentru că este și el campion, nu-i așa? Da, îl las să se laude singur pentru că își cunoaște mai bine meritele și amănuntele. Noi suntem mândri că au acceptat să vină la noi și ne ajută să dezvoltăm împreună acest sport în zonă. O să încep cu felul în care am pornit eu în scrimă, pentru că la mine în familie a fost o tradiție, să spunem așa, cu unchiul meu fiind campion mondial de scrimă la proba Floretă, tata fiind finalist la campionatul european, eu am pornit fiind antrenat de tata, alături de care am câștigat multiple cupe și campionate naționale la cam toate categoriile. Apoi am trecut la lot, iar la lotul național și olimpic am luat 2 medalii la campionatul balcanic. Felicitări! Vă mulțumesc mult! Care este cea mai importantă lecție de viață dobândită ca sportiv? Ca sportiv? Aș spune că ești conștient de doar 50% din ce poți face și dacă îți cunoști și partea cealaltă, te poți depăși zilnic. Deci, practic, asta înseamnă performanța, să te autodepășești în permanență. Am înțeles. Acum, pe final, aș vrea să ne dați câteva motive, să dați câteva motive părinților care vă urmăresc, care doresc să-și ducă copilul să practice un sport, să-și ducă copilașul. Care ar fi motivele pentru care aturile scrimei? Scrima este un sport nobil. Un sport curat este considerat șahul în mișcare, dezvoltă foarte bine intelectul copilului, se formează sincronizarea minte, braț, picior, nu este un sport de maidan, nu este vulgar, nu se regăsesc aici cei care au un comportament mai dur, mai violent.
Este un sport sensibil și un sport al minții. Ajută din punct de vedere educațional, disciplinează. Și de ce nu? E reprezentând Argeșul și țara, formează copilul și patriot. Aș vrea să punem puțin, dacă se poate, camera pe copii. Să știți că noi avem copii juniori și cadeți și am în partea stângă, te rog să ridici mâna, Vlad Dumitrescu. Acum 2 săptămâni a participat la un concurs organizat de Federația Română, este primul nostru sportiv înmatriculat la Federație. Pentru noi înseamnă foarte mult. Felicitări! Felicitări! Da? Și în partea dreaptă, prima, Diana, te rog să ridici mâna. Te pârăsc în noiembrie la primul concurs, după ce a vărsat câteva lacrimi pentru că a mâncat bătaie. Tura următoare a făcut 5-1. Felicitări! Da? Cu copii avansați. Mulțumim! Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în studio, multă putere de muncă. Mulțumim. Și să veniți cu cele mai bune rezultate. Doamne ajută, mulțumim frumos și dumneavoastră, numai gânduri bune și frumoase. Mulțumim mult de tot. Doamnelor și domnilor, am ajuns la final. Vă mulțumim pentru atenție, nu înainte de a mulțumi și partenerilor noștri. Eu am adus în studio Taș de Secret Garden și Boutique, Florăria Altceva și Prăjiturile Mihaele. Rămâneți în continuare cu programele Antenei 1 Pitești și, desigur, ale Antenei 1. La revedere!